Dragilor, suntem aici la bucătărie unde vom găti ceva de sărbătoare cu doi oaspeți dragi care vin de la Căușeni, Luminița Ciubotaru împreună cu fiul ei, Alexandru Ciubotaru. Bună dimineața, dragilor, și bine ați venit la noi în ospeție. Bună dimineața. Bună dimineața. Mersi foarte mult în primul rând că ați acceptat invitația noastră să veniți tocmai de la Căușeni. Cum a fost drumul? Nu a fost unul la nevoios, nu? A fost cu muzică, cu veselie, cu clopoței. Am ajuns bine, bine, da. Slavă Domnului. Pregătirile de Crăciun, pregătirile de sărbătoare, pentru că suntem în luna, în perioada minunata perioadă magică. Ce vom găti în această dimineață, ca să știe și cei de acasă, după care mai povestim despre cele lumești. Așa, deci astăzi dimineață, la dumneavoastră în emisiune, o nouă zi, o să pregătesc niște prăjiței ca la nuntă. Așa se zice la noi acasă. Prăjiței ca la nuntă. Da, probabil că îi arată cumva altfel. Care sunt ingredientele de care vom avea nevoie ca să facem prăjiței ca la nuntă? Pentru că, hei, moldovanul, cum n-o dai, n-a făcut nunta fără prăjiței ca la nuntă. Da, sigur. Avem nevoie de niște făină, care o avem aici. Este. Așa, avem nevoie de niște ouă. Care sunt de casă. Da, sunt de casă și am nevoie și de niște rachiu, adică niște țuică. Tatăl meu să fie sănătos, că de la el l-am adus, tocmai de la Fiștelița. Așa, da, desigur. Imediat, cum îl cheamă pe Vasile, acum de Sfântul Domnul Vasile. Vasile, să ne fii sănătos, mersi foarte mult pentru tot ceea ce faceți, pentru tânăra generație, pentru acești copii. Cu siguranță, bunerul te învață și pe tine cum se face țuica de casă, nu? Stai acolo, pui lemne pe foc? Păi, da. Bineînțeles, bineînțeles, pentru că astfel de meșteșugărit se transmite din tată în fiu, în bunel și în generații peste generații. Aici avem uleiul, da. Așa, și acolo avem zahărul pudră. Da, deci după ce pregătesc tot, aluatul fac pentru ca să-i pregătim în ulei, o să avem nevoie de acest ulei să turnăm acolo în tigaie, dar să fie uleiul în așa fel ca să putem ei să plutească în ulei. Bănuiesc eu că aici este mult prea puțin ulei, înseamnă că va trebui să mai adăugăm. Da, mai o să adăugăm în următoarea pasă, cu siguranță ulei avem, slavă Domnului. Eu am să încep să frământ, da, cu aceste ouă ușoare. Alexandru mă va ajuta să le prăjim și să le punem cu zahăr pudră până la urmă. Și o să vă arătăm. Gata, știu ce sunt ăia care îi tăieți așa și nu știu cum îi întoarceți pe invers, cornulețe, da, sunt, cam, care cam sunt foarte, foarte crocanți. Foarte așa. Crocanți. Deci, da, și toată pudra asta curge așa pe bun. Curge, da, da. Deci să vă spun eu care este la noi chestia asta, că îi numim prăjiței ca la nuntă. Pentru că eu când eram micuță, mă țin minte, unde auzăm o dobă în sat, mă duceam după doba aia, până nu dădeam de muzică aia, nu mă lăsam. Și când m-am dus la nunta aceea, eram micuță, clasa 3-a, pare mi se, mă îmbrăcam și eu niște haine așa, care credeam că scam pentru nuntă, dar nu mai erau ele chiar așa de nouă. Care erau? Da. Care le aveam. Și mă duceam pe drum, pe cărare, după dobă. Când am ajuns acolo, mă întâlneam cu niște colegi de clasă, cu niște copilași, vorbeam cu ei, mă uitam, veneau niște purăitoare cu niște fructiere de alea, știți, care da, sunt. Albastre, verzi. Da, de culori diferite. Erau pline cu prăjiței de ăștia. Și eu mă uitam așa, dar parcă era poftă și m-a văzut femeia aceea. Dragă, vină cu aia să-ți dau și eu un prăjițel. Și mi-a dat un prăjițel și am mâncat și atât era de gustos. Și atât de atunci țin minte gustul acestor prăjiței. Și eu îi pregătesc la orice sărbătoare împreună cu Alexandru. Alexandru mă ajută totdeauna. El face una, eu fac alta și fac un lighean mare așa de prăjiței și avem pe 3-4 zile. Sigur. Dumneavoastră a spus și avem pe o zi, o lună, pe 3-4 zile. Da, pentru că ei sunt foarte gustoși și să știți că astea erau deliciile și din copilăria mea. Pentru așa. Că, într-adevăr, la cumetrii participa toată mahalaua. Exact. Sau rudele apropiate participau și astea erau, că țineți minte foarte bine cei care sunt din generația anilor 80 și mai jos încolo, că astea erau cele mai gustoase prăjituri. Alexandru, ce alte prăjituri mai face mama de sărbători? Nu știu, prăjituri nu face, dar face checuri, nu știu, clătite. Deci talentă, cu plăcințele, am înțeles. Dar la nuntă, că tot ați pomenit de nuntă și noi am trecut, abia am încheiat sezonul nunților, că toamna la moldoveni se face gălăgie în fiecare sat și în fiecare mahala. Care a fost prima piesă pe care dumneavoastră vă amintiți din fragedă copilărie pe care ți-a auzit-o la nuntă, nu știu, lăutarii, dobarul satului? Da. O mai țineți minte? Sigur că o țin eu minte, care o cântam eu prima dată piesă, când eram mic, prin clasa 6-a, 7-a,
și am cântat așa: la orhei te rog să știi, tare mândru să nu fii, dar să fii așa și așa, mamei cum îi va plăcea. Dar la orhei te rog să știi, tare mândru să nu fii, dar să fii așa și așa, mamei cum îi va plăcea. Vino bade dacă vrei, mai vino bade la orhei, cere-mă de la ai mei, după bunul obicei. Dacă ai mei vor zice da, mami, tu îi vei plăcea, iar dacă vor zice nu, tot voi face cum vrei tu. La orhei te rog să știi, tare mândru să nu fii, dar să fii așa și așa, mamei cum îi vei plăcea. La orhei te rog să știi, tare mândru să nu fii, dar să fii așa și așa, mamei cum îi vei plăcea. Minunată piesă, ea are o istorie, da. Cu siguranță are ani buni în spatele ei. Da, oricum mai fi, important mamei, mama soacră să te placă și atunci viața o să fie dulce. Dacă nu mă greșesc, pare mi se că o cânta Angela... Angela. Până ne amintim, eu zic să începem procesul, spargem ouăle. Alexandru, da. Tu te pricepi să spargi ouă? Ia? Da, ia, te rog foarte frumos. Așa că să nu ne plictisim. Și, dragilor, în această dimineață gătim la bucătărie prăjiței ca la nuntă. Să știți că sunt minunați, sunt foarte gustoși, că eu îi țin minte încă din copilărie. Ingredientul principal este țuica de la bunelul, de la bunelul Vasile de acasă. Și bătarul de la feșteliță. De la feșteliță. Noi la bucătărie facem, gătim deliciile copilăriei și sunt prăjiței, da? Prăjiței ca la nuntă, cei care fac prăjiței sunt mamă și fiu. Doamna Luminița Ciubotaru și Alexandru Ciubotaru, în această dimineață, Alexandru, tu te descurci de minune, pur și simplu. Ești mâna dreaptă în bucătărie, mâna dreaptă a mamei, îi vedeți acolo deja, vreau să-i vedem și cum dansează ei sau cum sfârâie în tigaie. Și mai ales procesul, cum îl faceți dumneavoastră? Da. Deci procesul, iată, uitați-vă cum că asta este o... Fără asta nu se primesc foarte frumoși, pentru că farmecul este că ei fac la... În factura, da, cum fac sunt, acest, cum este aia taluatul. Acest șarpe care se primește o formă foarte frumoasă și e și mai gustos. Când forma e mai gustoasă, e când frumoasă. Când arată bine, da, deja da, 50% din succesul mâncării este asigurat. Da, e și mai gustos. Și pe mine mama m-a învățat așa să fac. Și le fac și eu, iată, la copiii mei, tot la sărbători. Pentru că astăzi chiar am o sărbătoare. Da, eu putem să facem un masterclass. Limunița, da, asta nu avem nevoie, da, de? Da. Dați-mi voie, vă rog, să ne încerc. Avem aici... Îmi explicați ce fac. Așa, deci fac o incizie pe mijloc. Da, deci, apăsați. Apăs, am apăsat. Apăsat și merge așa, un pic, nu tare. Un pic, atât, am mers. Atât, până aici. Da, dați-mi voie. Noi ca și copiii, până nu ne frigem noi, nu o să înțelegem că nu este bine. Așa, vedem aici, am desfăcut și îl întorc invers, da? Fac așa un ochișor. Da, și îl trageți până la capăt. Și-l trag așa. Și faceți forma frumoasă. Așa? Atât, da, atât. E, dar... voilà, este simpatic, îl vedem aici, da, poftiți. Da. Este, dați-mi voie și al doilea să întărim, tot, pentru că repetiția tot, este mama succesului. Așa, facem aici, odată, pam, așa, îl desfacem ușor și îl aruncăm odată, nu-l zăpăcim, nu-l amețim, nu-l să fie frumos. Nu. Da. Așa. Și după care îl aruncăm în ulei. Tigaie. Eu vreau să-l văd în tigaie. Alexandru, eu pot să vin la tine la tigaie, da, să arunc, da, acest... Parcă e un crăciunel, parcă e o chestie așa, e un fluturaș mai special. Aha, aha, și aici facem, pac, l-am aruncat odată. Al doilea, al meu este, da, pentru că știți că parcă e mai gustoasă mâncarea când o faci tu. Așa, mai arunc și de aici. Da. Și acum, și dumneavoastră, mai încape unul, îl punem pe unul mai mare. Și zahărul, imediat cât sunt fierbinți. Zahărul aici îl punem. Da. E important să nu mă vadă nici mama, nici nevasta, cum se spune, băi, dar tu la matinal gătești atât de activ, dar acasă... Vedeți că vă învățați de la noi, vă duceți acasă și de Crăciun gătiți. Da? Neapărat? Sigur, da. Neapărat. În principiu este o distracție împreună cu copiii, pentru că ceea ce se întâmplă aici, bineînțeles, cu mare grijă, pentru că uleiul este încins, să nu sară. Da. Dar copilașii fac foarte vesel chestia asta. Dumneavoastră sunteți profesoară de teorie și solfegiu la școala de muzică din satul... Ajutați-mă! Căușeni.
din orașul Căușeni. Căușeni. Da, de la Căușeni. Aha. De câți ani sunteți profesoară? De câți ani ne sunteți în acest domeniu? Deci în domeniul acesta am 28 de ani. 28 de ani, la mulți ani. Da, în profesorie am 28 de ani. Mulțumim mult! Aici avem și ambianță, avem imagini cu dumneavoastră de la locul de muncă, de la școală. Ia uitați-vă! Asta este fanfara? Fanfara din satul Zaim. Și Alexandru este la clarinete, auzi, ia uitați-vă, era mic încă. Ăla ești tu? Da, da, e Alexandru la clarinete. Asta nu știu, care mi-a sunt 4-5 ani urmă. Da, este o înregistrare de 4-5 ani, dar este plăcut, nu? Este foarte plăcut. Dar să știți că farmecul televiziunii ăsta este, că noi păstrăm în arhivă aceste imagini care pe urmă, peste ani de zile, le vom readuce la actualitate și la fel o să fie foarte plăcut. Să știi că eu nu știam că tu ești ăla. Ce instrumente ți este mai drag, flautul sau clarinetul? Clarinetul. Că sunt două tehnici aparte, din câte știu. Au așa un pic ceva legat între ele, dar eu am studiat flautul mai mult. La cine? Mai mult la domnul Ion Negură și mulțumesc pentru tot. Domnul Ion Negură, profesorul tău, cel care ți-a pus bazele. La mulți ani, domnule. Și nu știu, eu clarinetul de acum nu mai practic. Practic saxofonul, dar nu în mod profesional. Adică flautul... Ești profesionist într-o bază și ești instrumentist flautist. Da, așa se spune? Da. Flautist, da, sper să nu greșesc. Cât de ușor, dumneavoastră n-ați impus să meargă la școala muzicală? Sau a venit de la sine, la vârsta de 7 anișori? Ai zis, mami, eu vreau să mă înscriu la școala muzicală. Da, el cântă practic de la vârsta foarte fragedă, de la 2-3 anișori. A devenit chiar și talismanul unui concurs Doină, Dor și Omenie, care este organizat de Federația Sindicons de la noi din Republică și a fost solicitat de mai multe ori la acest festival. Așa, și pe urmă am văzut că el are un mic, cât de cât are talent. Are talent? Da. L-a preluat de la mămica, bineînțeles. Da, da. Și Sorcica nu sare de parte de trunchi. Și Viorica, sora mea, Viorica Ciubătaru, cred că o cunoașteți, ea zice, fată, tu trebuie să nu lăsăm băiatul ăsta umbră, hai că trebuie să-i dăm o cale spre muzică. Și atunci am mers la Ciprian Porumbescu, unde acolo a studiat flautul. Mai departe s-a descurcat el deja singur și... Păi, pare... dumneavoastră locuiți unde? La Căușeni. Locuiți la Căușeni. Da. Și tu ai stat la Cămin, bănuiesc. Da, da, da. Așa. Da. La Ciprian Porumbescu la ce vârstă ai mers? Că erai mic încă. Plasa la vârstă de 6 ani. 6 ani. Stați un pic, de la 6 ani l-ați dat de acasă? Da, da. Cam l-am lipsit de toate. Și cum te-ai descurcat tu? Cum te-ai descurcat? Ți-amintești? Cu siguranță că ai făcut o mulțime de năzbâtii. Păi da, am făcut foarte despre mult. Despre amintirile din copilărie, despre năzbâtiile tale din... Da, mă rog, talentele așa se construiesc prin anumite sacrificii. Noi în această dimineață, împreună cu doamna Ciubătaru și împreună cu Alexandru Ciubătaru, am făcut prăjiței ca la nuntă. Dar unde sunt ai mei, ăia care s-au prăjit? Ăsta bănuiesc eu că el este. Posibil. Sunteți o promotare și o promovatoare a folclorului nistrean. Ce înseamnă asta și cum reușiți să-l promovați? Unde îl promovați? Da, într-adevăr, noi din părțile căușenilor avem foarte bogat folclor autentic, care noi, într-adevăr, îl promovăm împreună cu surorile mele, că suntem mai multe surori, noi suntem 4 la mama și 4 băieți. Și la mama și la tata. 4 fete, 4 băieți. Da, suntem 8 copii în familie. Da, și anul acesta, în ianuarie, părinții mei vor împlini o vârstă foarte frumoasă atunci când vor sărbători nunta de aur. Cei 50 de ani de căsnicie. De căsnicie, la mulți ani. La Sfântul Vasile, da. Tăticul Vasile se numește și mămica cum o cheamă? Mămica Maria. Doamna Maria, domnul Vasile, la mulți ani, să fiți sănătoși, toată dragostea noastră și cele mai frumoase și bune calde urări din partea redacției și echipei O Nouă Zi. Da, și vreau să vă spun că, mulțumim foarte mult, vreau să vă spun că mult folclor am cules de la părinți, chiar și de la bunei și din satul nostru natal și din orașul Căușeni și de prin... Mai scurt, cele mai frumoase cântice le-am reușit ca să le acumulăm în repertoriul nostru.
ca pentru noi este chiar o mare bogăție, pentru că dacă noi nu o să-l promovăm, nimeni nu o să ne-l promoveze. Unde îl promovați? În cadrul concursurilor, da, în cazul șezătorilor, în cazul evenimentelor culturale? În cadrul concursurilor, pentru că eu am participat la multe concursuri. Inițial am participat la Tamara Ciobanu și am luat locul 1. Locul 1, da. Da, locul 1. Acolo am cântat, am jucat o găină, cum se juca cândva la nuntă, în capul mesei. Da, obiceiul, obicei frumos, cunoaștem acest obicei. Care, din păcate, el începe să-și piardă din palmaresul nostru frumos, dar eu cred că o să-l readucem în fața spectatorului și chiar în, la noi, în satele noastre, care începe să-și piardă din autenticitatea, da, asta. Tradiția se pierde în nițel, o modernizăm cu pași prea grăbiți. Da, da, desigur. Acum am făcut, am realizat și un CD cu surorile împreună. Unde în general sunteți o familie de muzicieni, unde se cântă, da, și frații sunt de câte ne știu. Sunt muzicieni sau au tangență nemijlocită cu muzica? Deci chiar pot să numerotez. Sora mea cea mai mare este la Craiova, ea este actriță, a terminat și ea tot la Teatrul de Arte Plastice. Eu la fel am terminat Academia tot la Arte Plastice. Da. Fratele Vitalie, dar Dumnezeu să-l ierte, nu mai este, a cântat la trompetă. Viorica Ciobotaru, o cunoașteți, la fel este din domeniul acesta. O familie de artiști, o familie, așa, unde tradiția sau muzica, arta se transmite din generații. Acum fiul dumneavoastră, Alexandru, urmează să ducă și el mai departe, da, această tradiție frumoasă. Tu acum unde îți faci studiile? La colegiul la de Ștefan muzică, Neaga. La Ștefan Neaga. Ești anul 1, anul 2, 3, 4? Anul 2. Felicitări ție! Mult succes pe acest tărâm al artei, pentru că este unul nemaipomenit de frumos. Mămica, știi despre ce vorbesc acum, pentru că și eu sunt actor și a trăit viața artistic, este foarte simpatic. La mai mult și la mai mare, multe concerte și ție și dumneavoastră. Eu vă invit în platoul nostru, pentru că urmează să ne mai interpretați încă o piesă. Dragilor, am gătit și am cântat în această dimineață, urmează pe final de matinal să-i mai ascultăm. Vă invit să mergeți într-acolo. Am da? Uitat să zic da? Că astăzi este ziua de naștere lui. Da, la mulți ani, haideți să-i spunem, repijorii, spuneți la mulți ani fiului care împlinește 10 ani și ori, da? Trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Nicolae să trăiască, Nicolae să trăiască, la mulți ani.